folosit tabula Traiana. Tabula este cel mai vechi monument din zonă. Această tabulă a fost făcută în anul 105. Deci este cel mai vechi monument din zonă. Această tabulă a fost făcută în anul 105 de către romani. În tot defileul Dunării au fost 10 astfel de tabule, atât pe malul nostru, cât și pe malul sârbesc. Când s-a construit barajul Porțile de Fier, 9 dintre ele au intrat sub apă, iar pe aceasta au ridicat-o sârbii 30 de metri mai sus să rămână vizibilă.
aici am intrat în golful Dubova, poarta este un balon. Ei, când balonul era lăsat cum este acum trecerea, nu era permisă. Când ridicau, trecerea era permisă. Aveam și noi un semafor de gen unde este acum mănăstirea Mraconi, acolo a fost anunțul. De unde încep acei munți din față? Munții Ciucarului Mare, așa se numește, din spate au fost munții Ciucarului Mic. De acolo o să intrăm în cazanele mari. În cazanele mari nivelul apei va crește, adâncimea fiind de 75 de metri la intrare, iar în unele locuri poate să ajungă chiar și la 100 de metri. Înălțimea maximă a munților 318 metri. O să mai vedeți un balon de gen la intrare în cazanele mari, de fapt numai construcția, balonul nu mai. Marca.